soție basarabenie Mariana și Teodor Cârnaț. Sunt acum aici împreună cu toți cei 8 copii ai lor să ne spună cum se pregătesc pentru sosirea pe lume a celui de-al 9-lea. Deci, oameni buni, iată cum se organizează ca să intre în direct. Deci, haideți să primim familia alături de noi, pentru că e o familie senzațională. Să vină! Bună ziua, bine ai venit, salut! Bună ziua! Voi ați intrat acum în ordinea în care v-ați născut? Da! Bună, bună, ok, perfect! Opa, voi fix în ordinea în care au apărut pe lume! Haideți de mâna! Exact, ok, perfect! Opa, opa, opa! Mamă, deci data trecută când a venit nu mergea în picioare! No. Tăticule! Trebuie să ne dai rețeta, te rog frumos! Cu mare plăcere! Și aici avem o viitoare mămică? Da, viitoare, din nou! Din nou! Deja sunt! Marina, deci la aici e al 9-lea bebeluș? Da, eu am pus semânță aici. Băi, iată-l, rog frumos, părinții, luați un loc aici. Deci mi se pare incredibil cum arată această familie. Familia Cârnați, oameni buni, basarabeni, îi cunoașteți de pe Instagram și nu? Deci nu vine să cred, mă uit la voi și nu vine să cred. Eva, ce zici? Ce mi-ai zis mai devreme? Ce părere ai? Uite, ai microfonul acolo, sunt 9 frați, iar tu oricum îți doreai. Ce zici? Păi am doream încă o fată și încă o băiat, pentru David Bea și pentru mine fată. Și nu, dar nu-i fain așa o familie mare? E fain, păi să faci și tu cu mama. Poftim? Ok. Ia exemplu. Să iau ei? Bravo, chiar îmi place. Hai să vorbim cu tata, să luăm exemplu. Să vedem, pe Deva, trebuie să mănânce multe fructe, multe legume, multe vitamine, spanac. Spanac, tata, ești tare de tot. Datorită domnului, altfel am spus în felul următor: cât îmi vor da, sau cât îmi va da, pe toți asemnați. Și asta este, asta vrea și Marina. Voi de fapt sunteți doi oameni care sunteți avocați și practic asta ai spus de la început: domne, dacă Marina rămâne însărcinată, nu facem niciodată întrebări de sarcină, mergem înainte. Da, da, chiar de unul de la catedră discutam cu colegii și că, Teo, așa ai fost un proroc la tine la nuntă, fiindcă ai spus că Domnul îmi va da, pe toți o să nasc. Dar mai mult ca atât, și soția era de aceeași părere. Chiar ieri, altăieri vorbeam despre lucrul acesta. Dar la început când v-ați cunoscut, a zis ceva de genul, bă, să avem 3 copii, 4, 5 sau... Hai, că dar eu vreau să te amărez. La bun început, soția nu dorea niciun copil. Foarte mult contează de bărbat, o dă găsește cheiță către soție și știi farmic cum să o convingă ca să-i nască un copil, 2-3. Dar aceasta este o rețetă aparte. Deci tu, Marina, nu vroiai la început să fii mamă? Adică să fii mamă, să... Eu vin dintr-o familie, 3 fete și am fost cea din mijloc. Și am fost mai egoist, așa, și am zis că nu vreau nici eu să am mai mulți frați și nici eu nu vreau să am mulți copii și dacă o să am, o să am unul maximum și să fie băiat. Și iată că soarta m-a împreunat cu altceva. Și ai copii și încă un băiat sau o fetiță care urmează să apară pe lume. Da. Am văzut că sunt foarte multe întrebări pe conturile tale de social media. Lumea poate să te caute. Marina Cârnaț poate să găsească oamenii și poți să vadă acolo toate poveștile unde oamenilor le și răspunzi la întrebări, că sunt multe curiozități. Și aș vrea să le spun celor care se uită la noi că tu nu ești doar în jobul de mamă, tu și muncești în continuare. Da. Cătălin, dar la bun început, atunci când am văzut-o, era ca un cristal, ca un diamant. Un diamant încă neperfecționat, încă nu știam cam câte fațete o să aibă. Dar cu anii, cum văd, are toate aturile, toate aturile. De a fi mamă, de a fi soție bună, de a fi un om cu influențe, în felul acesta poate transforma, poate influența multe, multe urmăritoare să-i urmeze exemplu. Iar Marina, asta vreau să spun, că ea muncește. Da. Deci copii. Aveam 4 ani de când fac blogging pe Instagram. Am o comunitate foarte frumoasă, am o relație foarte specială cu ei. Am 223.050 de urmăritori, pe fiecare îl aștept și îl susțin. Și mai ales că ai și un business care e legat de detox, nu? Da, este și o afacere care, iată, o gestionez eu și vreau să demonstrez și altor mămici cât e posibil să ai și o familie și să ai și un venit, să fii independentă și să ajut și alte femei, adică să-și transforme viața și sănătatea.
Stai un pic, îmi cer scuze, trecem și la întrebările comunității tale și multe dintre întrebările comunității tale sunt și întrebările telespectatorilor noștri și tu nu te ferești să răspunzi la ele, indiferent cum sună întrebările astea, dar vreau să-i salut pe copii și să dea fiecare microfonul, să știm aici. Deci cel mai mare este... Teo, da? Da, Teo. Teo, câți ani ai, Teo? Eu am 15 ani. 15 ani și tu ești cel mai mare, da? Da. După tine este? Manuela, 14 ani. Și sunt cea mai mare fiică. Cred că voi fi și sunt un exemplu pentru celelalte fiice. Un exemplu bun. Practic, voi doi sunteți ajutoarele de nădejde ale părinților, nu? Desigur, însă eu cred că ajutorul acesta se manifestă prin educație. Fiecare copil înțelege și învață cum să devină un adult. Iar voi trebuie să fiți un exemplu pentru cei mai mici. Mergem mai departe. Cel de-al treilea este Mateo. Da. Salut, Mateo. Am 12 ani. Stai că vrea să fugă cineva. Hai, și a vrut să fugă cineva. Mia a vrut să fugă și imediat practic a fost luată. Deci aici îl avem pe Teo. Câți ani ai, Teo, că ai? 12 ani, mulți înainte. Apoi Tea, nu? Da, am 10 ani. Mulți înainte, Tea. Și apoi e? Tadeo. Am 8 ani. Să ții microfonul. 8 ani, Tadeo. 8 ani și apoi? Malvina, câți ani ai? 6 ani. Și pe sora ta cum o cheamă? Tamia. Cum? Tamia. Tamia și ai câți ani? 4. Fii sincer cu mine. 4 ani. 4 ani. Tamia, fii sinceră cu mine. Care dintre ei te enervează cel mai tare? 4 ani. Da, tu ai 4 ani. Dar care te enervează cel mai tare dintre ei? Fii sincer. Cine te supără? Din frați. Dintre frați. Cine Tea. Tea? Tea te supără. Tea, ia și tu microfonul și spune-mi sincer, pe tine cine te supără cel mai tare? Na. Wow, stai un pic, nu-i Malvina? Acela te Malvina. M-am încurcat aici în copii. Și stai un pic aici, lângă voi este micuța, care data trecută era sau nu era? Da. Era. Era, dar era... Vreo 7 luni. Bebeluș atunci. Da, luna ianuarie vreo 7 luni. Dai, perfect. Da. Și se urmează al 9-lea copil, oameni buni. Haideți să vă citesc câteva întrebări, da? Și a zis că răspundeți direct și clar. Marina, foarte clar. Întreabă cineva dacă sunteți... De ce religie sunteți? Suntem religii diferite. Adică? Adică, bine, eu sunt, ambii suntem creștini. Da, eu sunt creștin ortodox. Printre altele, vreau să cred că sunt ortodox, dar nu sunt chiar așa adept în fiecare lună, duminică, la biserică, să aprind lumânare. Așa că Domnul spune, te mândre pe la biserică, mă roagă de pe sănătate. Deci ortodox și tu, Marina, tot ortodoxă? Nu, eu sunt protestantă, dar fără a frecventa vreo comunitate religioasă. Am înțeles. Oamenii își dă seama că sunt curioși de tot felul de lucruri și de asta am zis să vedem. Da. În continuare... De obicei, când e familie mare, numeroasă, fac legătura cu religia, dar eu invers vreau să încurajez pe toată lumea să spargem tiparele astea și să... Nu fac această asemănare, să fac această conexiune. Pentru că voi v-ați dorit să fiți o familie numeroasă. Pentru că asta este fiecare viață, fiecare cuplu trebuie să lase urme. Eu așa consider. Mai Cătin, și apropo, zic, am multe întrebări. Da, și apropo, în Biblie, dar scris, Dumnezeu l-a spus, cum mai departe o străim? Iubiți-vă și mulțiți-vă. Dar este o maximă, dar biblic. Întreabă cineva dacă copiii sunt planificate. Adică te gândești și ești, bă, la nu mai facem un copil, peste 3 ani un copil. Hai, Cătălin, da. Cel care, sau cea care este din burtă, o lună l-a planificat soția, dar două eu. Așa că e cel mai bun planificator, Marian, care cunoaște cine este. Da, eu am planificat prima lună și n-a ieșit. Apropo, cam pe toți, noi împreună i-am planificat. Foarte frumos. Cu excepția ultimor fete, da, Marian? Cam... Da. Zice cineva, domne, sunt frumoși copii, arată foarte bine, dar nu costă mult să... îi îmbraci, la atâția copii trebuie bani mulți. Apropo, 8 copii trebuie îmbrăcați. Da, Cătălin, de acord. Anterior credeam că eu voi fi unica sursă financiară în familie. Da. Dar slava Domnului, slava Domnului, când am căutat acel diamant, am văzut și paleta financiară, fiindcă din start am văzut pe soție că este foarte, foarte bună, descurcăreață, are multe, multe abilități, dar avem multe rezerve. Și atunci când am văzut cu aspectul financiar, descurcă minunat toate finanțele, în direcția soției. Dar în prezent mi-a făcut cruce, m-a depășit pe mine. Câștigă mai mulți bani decât tine? Ai dreptate, Cătălin.
Și ești avocat de succes acolo. Ai, nu, ultimul timp mai mult așa, investiții fac decât avocatorul. Sunt profesor universitar, dar mai multe investiții fac. De investiții de care? Imobiliare? Sau? Imobiliare. Dar ultimul timp, cinstit îți spun, Cătălin, nu mă simt chiar în apele mele, dar sunt mândru cu așa soție. Nu te simți mândru? Mândru nu, sunt. Nu, în apele tale. Crede-mă pe mine, că uneori știi, bărbat e bărbat. Orgoliu? Orgoliu, dar da. Te văd când soția... Așa e minunat. Iar omul ăsta, profesorul universitar, care a fost și profesor Marianei, ții minte, nu? Da, da. Prima, ții minte când a venit prima dată, împlinește duminică 51 de ani. Așadar, da. La mulți ani. O, mersi. O, Cătălin, mersi, mersi. Deci tatăl vostru împlinește 51 de ani, copii. Bun, să mergem mai departe. E haos la voi în casă, întreabă cineva? Ian? Voi copilași, cum spuneți? Nu este și uneori și haos. Că pare că e liniște, adică mi se pare că nu e haos. Cătălin, dacă cinstit, în orice familie numeroasă, e destul mai voce să fie și de acum va fi, știți, o orchestră, o orchestră. Dar dacă noi avem aici, se ia unul după altul, da. vom fi cu toții 11, de acum vor fi 11 voci, așa că facem horul nostru, da? Perfect. Întreabă lumea dacă ai timp pentru tine, Marina. Da. Că la 11, la 11, la 9 copii, când mai ai timp? Da, mi-organizez bine timpul. Eu sunt un om al plăcerii, cine mă urmărește din știe asta. Și învăț și pe restul femeilor să aibă grijă de ele, să dețină control asupra vieții și sănătăților. Nu doar să fie acolo prezente 24 de 24. Câte bune aveți? Una, două, trei, patru, cinci. Dacă cinstit, adică asta e altă întrebare de la partea urmăritoarelor, că da. Sărmanii copii, că nu au copilărie, că au grijă de cei mici. Pot să-i întreb dacă... Nu, eu înțeleg perfect ce vrei să zici, dar îți dai seama, există curiozitate, deci oamenii n-au bune, se descurcă singuri, adică, și te-a deranjat că au zis alții că cu frații cei mari practic n-au copilărie și că trebuie să aibă grijă de ceilalți? Nu m-a deranjat, știi că vine așa un val de... întrebarea asta și eu, nu, de fapt nu e o întrebare, e o învinuire, deși la noi nu e așa. Dacă eu așa mi-am zis, dacă nu pot să reușesc eu să am grijă cu soțul meu, pentru ce să-mi crească altcineva copii? Pentru ce să las eu copiii să crească pe ăștia mai mici? Apropo, Cătălina, noi la departament, la universitate, tot așa o spuneau, că ea, ca unul mai mare, îl crește pe cel mai mic, eu spun că în familia noastră am impresia că fiecare individual e unul în familie. Orgolios, egoist, întotdeauna ambiții lui pe primul rând, vrea să privatizeze pe mama și pe tata, fiecare în parte. Dar, în realitate, ei, din partea noastră, primesc anumite sarcini ca să aibă grijă. Eu îi învăț, ai grijă de o pasăre, ai grijă de o plantă, ai grijă de un copac. De aceea, când încredințez pe Mia lui Teo să o ia în brațe, eu am spus, vezi că e om aici. Plantele așa știi, copacii așa știi, animale așa știi, dar în primul rând trebuie să ai grijă de om. Și noi deprindem astfel de lucruri. Alți părinți cumpără animale de companie special sau duc în alte socializări. Uite, noștri au a lor. Cineva a înțeles de ce ați făcut atât de mulți copii și cred că putem să facem lumină în cazul ăsta, domnule avocat. V-ați gândit să faceți atâția copii pentru alocații? Apropo, alocații, anul trecut am contribuit eu la bugetul Republicii Moldova cu vreo 400.000 de lei. Asta în realitate, aproximativ în euro? În euro plus minus vreo 20.000 de euro. Nu, mai mult, 400.000 de lei înseamnă... Asta 20.000 de euro. Nu, lei în România. Moldovenești, vreo 20.000 de euro. Dar alocația din partea statului, soția a refuzat și de la mie, ca să mai primim, cu alte cuvinte. Dar, toți copiii mei noștri și noi, personal, suntem români. Ceea ce înseamnă că fiecare copil primește alocația din partea statului României sau România. Dreptul copilului. Eu, ca avocat, am făcut ca fiecare copil să obțină dreptul respectiv din partea statului România. Papa! Hei, Mia! Mia a plecat la plimbare. Am revenit în direct, oameni buni, cu familia.
cârnați basarabenii pe care puteți să-i găsiți foarte ușor pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, Marina Cârnați, Teodor Cârnați, pentru că și el are contul lui de Instagram acum. Și mă bucur că sunteți astăzi aici. Mai sunt întrebări, cineva spunea, o să naști, ai născut natural, dacă ai poți să fii însărcinată a noua oară, nu? Da, da, am născut pe toți natural, fără complicații, dar știu că și cezariană se poate naște și până șase. Nou? Da, am o urmăritoare care are șase cezareni, așa că încurajez pe femeile care vor, dar au cezareni, să meargă mai departe. Perfect. Oameni buni, întrebările dumneavoastră, să știți că își pot găsi răspunsul și la Marina pe Instagram, pentru că ai făcut la un moment dat, tu ai răspuns la multe întrebări din partea oamenilor. Uh-huh. Și răspund în continuu, da. Perfect. Da. Copii, cât reușesc. Ați venit cu mașina de la Chișinău, nu? Da. V-a mai uitat pe undeva tata, mama vreodată când a sus pe la cumpărături pe undeva? V-au mai pierdut? Da. Se mai întâmplă? Țin minte, era odată în piața Maria Dunării Naționale, împreună cu Tea. Era un fel de, nu știu, adunare, ceva era interesant. Și ea a rămas în urmă. Eram cu tata și cu căruțul. Ea a rămas, din păcate, în urmă. Și la un moment dat am observat că ea lipsește. Și când colo un polițist s-a dus pe scenă și a întrebat-o cine este tatăl tău. Și când i-a spus Teo, atunci și-a dat seama deodată că acum este. Doamne! Copii, știu că vreți să cântați ceva de Dragobete? Wow! Înnoiala? Da. Hai, de Dragobete, cazi de Dragobetele, iubiți-vă, oameni buni, și bucurați-vă de fiecare clipă. Ia să vedeți. Ia. Cum e? Hai. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, dar eu mă simt a nimeni nu-i, acolo unde nu ești tu. Ah, ce frumos! Azi de Dragobete s-a cântat aici la emisiune. În seara asta avem Românii au talent, oameni buni, de la ora 20:30 de minute. Wow. Ești bucuroasă, Eva? De ce? Românii au talent? Bravo, talent! Românii au talent! Sunt bucuroasă că văd pe mama. Extraordinar! Bun? Ai venit să mă vezi pe mine, îți mulțumesc. Oameni buni, duminică avem serialul Clanul, iar noi luni ne întoarcem la muncă alături de dumneavoastră de la ora 3. Până atunci să aveți grijă de voi, să aveți o seară frumoasă și să ne vedem sănătoși. Până atunci, Eva, David, vă mulțumesc că ați venit să fiți cu mine la muncă. Baftă și vouă, că de luni începeți școala. Asta zic și eu. Dar să nu uiți de receta mea. Dacă ai spus vrei o surioară sau frățior, ce trebuie să faci? Să-i spui maxim aceea de pe Insta. Cum e? Tati, hai pleacă cu mami, ce acolo? Și... Și m-am plecat. Da, vă mulțumesc mult de tot. Oameni buni, vă aștept pe Instagram, Cătălin Măruță sunt, pe TikTok, pe YouTube. Sănătos să fim, mai bine, la revedere.